biserică frumoasă din Bistrița, Biserica de Sfânta Ana, de la Big. Aici au adunarea Oase Domnului. Întâlnirea, fiecare duminică. Asociația Ortodoxă. Doamne ajută, fraților, mai bucurii de rai din Bistrița, Ana Saud. Acum este spre ieșire. Haideți cu noi, nevoi. Sărata. Oraș al Inului Național, Bistrița. Bine ai venit, bine ai plecat, adică. Hai! Circulație nebună, că lucrează în Bistrița. Noi suntem aici sub pasarelă. Am venit pe județul. Pe sub pasajul ăsta. Urmează Mișoara. Uite la ce mecheri Sorin. Prietenul meu de la Mișoara duce mâncarea porumbi. Hai cu porumbii! Noi aici am luat-o spre băi, băile sunt cea în stânga, au unei coama asta de masivă de sare, masivă de sare de la Sărețel, pentru că urmează satul Sărețel. Și aici în dreapta e drumul european care merge în dreapta către Cluj, Baia Mare și mai departe. Acum vom vedea unde vom, ce drum vom alege spre Robeta. Asta e drumul care merge spre Cluj, în dreapta. Doamne ajută, asta e înainte merge către Târgu Mureș, Reghin. Da, alt județean, național și asta e național și european. Doamne ajută. Aici în Valea Fieului, aici în stânga, la vărsarea, de la, adică de la izvor, acolo e mama mea, de pe Fieu. Mă trag și eu și mergem jos. Noi ce luăm spre Monariu. Pe asfalt, putem trece încă spre Monariu, spre mine, sa mine acasă, spre Ragla. Acolo dormim la noapte. Cum am zis la băi, la Sărățel. Și pe aici, pe la noi, pe la Bistrița, circulă trenul cu un singur vagon. Iată-l ai. CFR-ul. Mai bine. Asta e Deda. Deda Bistrița. Da, avem încă 1,5 km până la băi, acolo în față sunt munții Calimani, unde stau eu acolo, e Ragla, satul meu, da. Cei care doriți să campați, puteți campa pe aici, prin Bistrița, găsiți voi la cineva, că aveți minte, hai, Doamne ajută. Când se văd munții Rodney, noi de acolo am venit, din partea aia. Uita să vă zic aici la băi, sunt și aici cazare. Puteți caza și aici dacă veniți vara. Dacă nu, ce mai rău caz, veniți la mine, moșilor. La Ragla, la numărul 37. Unde am o cruce. Da. Doamne, ăsta, fraților. Drume bune prin lume. Am ajuns la băi aici, grămadă. Aici, acolo, în dreapta, puteți să vă cazați. Aici sunt băile cu nemor. Stânga aici. Stânga, mă. Aici stânga. Aici e baia noastră. Acolo e nămolul. Aici e baia, față. Hai, ești la baie. Și gata, aproape. Drumul pe aici, scătura pe la Sărețel. Uitați, urmează să-i dea asfaltul și gata, moșilor. O luăm spre Ragla. Aici, pe la Monariu, pe Valea Udacului, Doamne ajută-ne! Și-au zis că filmul ăsta Kung Fu Panda e pentru ego-ul. Să vedeți partea interioară? Da, e și despre față. Mai multe și despre TV-ul spațiu. Toate trei părți? Da. Vrem nu știu în care trebuie. Ok.
Uite, măcar banul zis, nu? Adrian. Doamne ajută! Drum bun! Și am revenit pe Via Transilvanica. Hai la Monariu. Asta e biserica acoperată de pentecostalii de la Filadelfia, de la Saș, Cosaș, pune soarele. Deci a fost stat să se scă. Vine Ciurda, că și-i nardea. E Ciurda pe drum. Tit, 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 Nino, Nino, Nino. Aici așa am avut de accidentul. Accidentul meu acum 25 ani. Aproape fața primăriei, bisericii. E budacul de jos. Și cineva pe dreapta era o mormântare și a simțit așa ca de la Dumnezeu. O voce din cer. Prăște-te! Și nu m-am oprit și am venit o femeie peste mine. Mi-a dat una în șold. Da, am venit la spital și pe doctorul. Măi, copile, crezi Dumnezeu, cred. O să știi că Dumnezeu te-a salvat. Și zicând Dumnezeu, n-o să cânt în continuare. În slavă Domnului și cânt. Dumnezeu pentru minunea aceasta m-a salvat. Așa că nu eram împărtășit, puteam să mor și fugeam în fundul iadului. Așa că o minune la Dumnezeu, mulțumesc Doamne. M-au venit și au văzut ăștia poliția în direct. S-a fricat o minge, n-am făcut plicul în aer, în aer de acumuneci. Când mi-am dorit să fac plicul, așa că am făcut. No, numai bine, hai Dumne bune, spre Roagla, mai avem 15 km. Adică nu 15, vreo 10. Salutare! Doamne ajută! E fata! Era fata, mă! Da, asta e ținutul meu! Valea Budacului, ce frumos se vede undeva acolo în dreapta. Sunt dealul Ardeanului, satul meu. Și sunt dealul cetății. Da, acum mergem acasă, dormim la noi. Acum am filmat acum că se vede ceva. Pe o cruce și acolo. Doamne ajută-ne! Pe cruci, pe aici. Drumul crucilor. Așa e viața ca o cruce. Vine asta cu jeepului, cu tancului. Ardeal, agro Ardeal. Te mână Ardeal, mă. Munții Călimani. Deci încep. Îndreptă vârful Paina Tumii, după aia vârful Vulturu. Și dealul Negru, parcă se coboară spre Colibița, stânga munții Vârgeului. Da. Spor la pedalat! A, fete! Doar fete, mă! Da, bicicliste! Vezi, mă, ce bicicliste avem aici la noi în Bistrița Năsăud, mă! Să poate, da! Poate veni din pe Marte! Da, haideți să vizitați Valea Budacului în județul Bistrița Năsăud sau tot județul meu, că e un județ extraordinar de frumos, cu oameni care mai de care, mai tare. Acolo în față avem și o pensiune, aia cu jălnea, unde e și crama, deci avem și brutării, pizzării, deci avem de toate, pentru toți. Și mălaiul, deci mălaiul. Cam în august se face, așa că m-a ajutat. Hai, lume bune, avem vreo 9 km până acasă. Mulțumesc, rămâna, bună ajută! Pă la muncă! Am luat și o pită să mânc. Ia să vedem cum e. Să testăm. Pită caldă. Mamă, ce fierbinte. Right. Super. 5 lei. Deci cine dorește pită caldă, la brutăria Jolna aici. Non-stop, în afară de sâmbătă. Noaptea. La 12. Super. Poftă bună! Am venit acolo pe stânga, e pensiunea aia mare. Jelna, crama Jelna. Aici șesul Orheiului și aprimează, cum e citate, urmează Orhei și satul meu Ragla, comuna Dumitrița. Haideți cu noi, prin Valea Budacului, Transilvania, România. Deci dacă ați ajuns aici, la Agro Ardeal, sunteți bine, fraților. Și tot înainte, pe aici, în stânga aici, Orheiul Bistriței, și veniți către mine, de aici mai sunt vreo 4 km până la mine, 3 și ceva, până la mine, fața casei, din Ragla! Ragla, venim!
și ne-a prins seara când intrăm în Timișoara. Ba nu, când intrăm la mine în comuna Dumitrița, dar înainte de toate acele întrecere unde care toate trece de oameni, Via Transilvanica, uitați, vine din stânga și mergem dreapta, aici e borda, da, și ne mergem înainte. Deci dacă veniți pe aici, de aici până la mine, fața casei, sunt vreo 2 km jumate. Hai, 3, fix. Dar nu-s 3, vă 2 jumate. Hai, mai avem puțin, moșu, rezistă. Laurențiu, încă puțin și ajungem acasă, la rai. Welcome! Cum la cetate ieșim, intrăm în comuna Dumitrița, bine ați venit, welcome! După multe suferințe ajungem acasă. Mă rog, mai avem încă un kilometru până la intrare, haideți! Ne-a trecut moșul din față, dar vin cu pita. Colacul și cu pita. Până la casă! Doamne ajută! Ragla! Bine ați venit! A intrat Laurențiu primul sat în el. Bă, dar tu ești oltean, zici, hai mă-s primul. Ca să intru eu primul sat. Ia, se fuge. Unde fuge așa, mă, stai! Da. După 280 de km ajungem acasă, frații mei, m-am ajuns. Greu a fost. La Podna la Ragla, 280. Dar bine că am făcut și baia asta la sărată, slavă Domnul. Hai că revenim de la casa mea din centru, încă un kilometru, ultimul kilometru. Haideți! Uitați că am și barză la mine în sat. E bine că a venit barză. Biserica din satul meu. Ragla. Ce sunt uliciorile. Uliciorile noastre asfaltate. Brache. Aici este domnul primar, domnul Ilie. Și aici este domnul Dește Dumitru Fiertat. Și nenea Mihai, un om cu suflet extraordinar de bun. Și biserica noastră 1886, da. Avem o icoană Făcător de minuni, pătrumiți aici pe crea 11 iulie. Da, casa mea cea albă. Numai numai așteaptă. Doamne ajută. Nu așteptă nimeni. Ne întâmpine cu urale. Da, Dumnezeu ne așteaptă, uite, crucea de Hristos. Da, vă întrebați unde veniți. Unde veniți bagajele. Am dat la SSS, adică smerenie, 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 uitată, acolo la lebeniță, am uitat să fac o poză, îi fac acum, no, că s-a aprit lumina, ai văzut, mă, că am ajuns noi acasă, s-a aprit lumina asta, mulțumim Dumnezeu și Maicii Domnului, hai, bravo Laurențiu, 280 de kilometri copilă, la partea raiului care e închisă, deschideți băieți că vin, hai duce lui frate cal, bate palma, bravo. E secretă. Bravo ție. Slavă Dumnezeu. Mulțumim, Doamne Dumnezeu. Deschidem porțile, hai, hai. Nu știu, după 4 zile am intrat în curte la mine. Ce să zic, că am făcut destul de multe efort. Acum am dat tare că vorba aia am venit acasă și mi-a făcut dor de casă. Cam mai se gata partea întâi, Putna Ragla. Revenim cu partea doua, nu se știe, dar nădăjduim că vom reveni. Așa că v-am pupat, noapte bună, v-am lăsat. Noapte bună, mergem pe lună, moșilor. Mulțumim Dumnezeu pentru toate. Amin, amin, amin.